Accidentul s-a produs pe dealul Stârmina. Șoferul bulgar circula către Calafat și într-o curbă a intrat în depășire, ignorând că circula pe un sector de drum cu linie continuă și fără vizibilitate. Șoferul, care venea din sens opus, regulamentar, nu a mai putut evita impactul și a intrat frontal în tir. A intrat tirul acest tir în depășire și bulgar. Care n-a avut l-a luat în plin. Dorm. De-abia și-a revenit. Se vede clar. Exact. Un bulgar de jos a venit dinspre Severin, o mașină vine dinspre dealul Stârmina. Bulgarul a intrat pe linia continuă, a vrut să depășească, am înțeles ceva. A trecut linia continuă, omul a mers normal pe bandă, l-a luat în plin și ia uitat ce s-a întâmplat. Omul venea înaintea mea și ăsta era pe depășire și a dat în el. L-a luat în plin. În urma impactului, șoferul autoturismului a rămas încarcerat. La sosirea la locul accidentului am găsit o victimă de sex masculin, 43 de ani, încarcerat. A fost descarcerat de echipajul de descarcerare, predat către ambulanța sa, evaluat și transportat pentru investigații suplimentare la primiri urgențe. Un autovehicul condus de un cetățean bulgar s-a angajat în depășire neregulamentară și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus de un cetățean român. Este al doilea accident grav de circulație care s-a petrecut la ieșire din Drobeta, Turnu Severin, în mai puțin de 24 de ore.